Din nou în direct, continuăm cu știri externe. Moarte, mis moarte misterioasă în Italia. O tânără de origine franceză a fost descoperită fără suflare într-o biserică abandonată din nordul Italiei. Fata a căutat o casă bântuită de fantome. iar autoritățile suspectează că ar fi vrut să răspundă la o provocare de pe TikTok. O tânără cetățean francez în vârstă de 22 de ani a fost găsită moartă într-o biserică abandonată din regiunea Valle d'Aosta, în nordul Italiei. Aceasta a fost descoperită în incinta lăcașului de cult de către un locuitor din zonă. Polițiștii au descoperit că aceasta a fost înjunghiată și a sângerat până la moarte din cauza tăieturii. În plus, fata avea două urme de împușcături în gât și una pe abdomen, despre care oamenii legii italieni cred că ar fi putut fi provocate abia după ce a murit. Polițiștii au în calcul două scenarii în cazul acestui deces suspect. Prima ipoteză luată în calcul e că fata ar fi încercat să urmeze o provocare de pe rețelele sociale legate de vânătoarea de fantome. Cealaltă ipoteză vizează o așa zisă crimă consimțită sau un sacrificiu. Oamenii legeau descoperit că o parte din sânge a fost șters de pe podea și nu există urme de luptă. Locuitorul a spus că nu exista niciun telefon sau document asupra tinerei în momentul în care a găsit-o fără suflare. Anchetatorii încearcă acum să caute un tânăr care a fost văzut alături de aceasta. În zonă mai există și alte două cazuri de persoane dispărute despre care poliția suspectează că ar avea legătură cu acest caz. Autoritățile urmează să verifice și o furgonetă de culoare vișinie care a fost văzută în apropierea bisericii abandonate în urmă cu puțin timp înainte ca trupul nensuflețit al fetei să fie găsit. Procurorii italieni investigează cazul în continuare pentru a putea stabili circunstanțele și cauzele exacte care au dus la provocarea tragicului eveniment.